Rămasă fără licență de funcționare, cu datorii și fără un buget aprobat, societatea Ted Kron trebuie să găsească împreună cu primăria o soluție pentru a ieși din impas. O variantă posibilă ar fi reluarea procedurilor de licențiere, dar condiția de a nu înregistra pierderi pare imposibilă, cu o infrastructură veche, supradimensionată și cu puțini consumatori. O altă variantă ar fi înființarea unui serviciu în subordinea Consiliului Local, care să se ocupe de transportul, furnizarea și distribuția agentului termic. Pe parcursul lunii noiembrie, Ted Crona a înaintat Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice o solicitare de prelungire a licenței pentru transport, furnizarea și distribuția agentului termic. Răspunsul venit de la București a fost însă negativ, așa că din decembrie anul trecut Tectron nu mai are licență de funcționare Societatea are însă obligația de a continua să livreze apă caldă și căldură pe o perioadă de maximum 12 luni Până atunci primăria și Tectron caută soluții pentru a ieși din impas Legitorul, la momentul întocmirii acestei legi, a luat în considerare acest termen de 12 luni tocmai pentru a da municipalităților și furnizorilor de agent termic un răgaz necesar pentru a se pune în regulă. Cele două variante sunt fie de a reîncerca să se licențieze societatea Tetcron, fie ne gândim foarte serios la înființarea unui serviciu public în subordinea Consiliului Local. Petron înregistrează asemenea altor societăți de termoficare din țară pierderi uriașe, chiar și de 50%. Practic energia termică pleacă la o anumită temperatură de la producător, ajunge în punctele termice după ce a pierdut deja grade bune, apoi este livrată către populație, instituții și agenți economici pe aceleași conducte vechi. În plus, și numărul consumatorilor este mult redus față de cât fusese proiectat sistemul. Pierderi se înregistrează și pentru că mulți fac economii această energie termică poate să nu fie consumată prin absența proprietarului, că este la servici timp de 8 ore, dar agentul termic se plimbă pe acea rețea de distribuție, de unde rezultă și pierderi. Sau chiar își închid calorifere legate de agentul termic pentru încălzire și închid calorifere sau închid, se închid robineții din subsolul blocului de la branșament. Deci rezultă niște pierderi, adică noi furnizăm o cantitate de energie termică care iar cea vândută este facturată la consumatorul final este mai mică. Potrivit acordului de eșalonare a datoriilor încheiat anul trecut, Ted Kron trebuie să pună în aplicare un program de investiții pentru reducerea pierderilor. Acesta a și fost unul din motivele pentru care bugetul societății a fost amânat în ultimele două ședințe de Consiliu Local.